Ziua Internațională a Iei este sărbătorită anual în data de 24 iunie, în ziua când biserica pomenește nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Cu acest prilej, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București a pregătit un târg de ii, țesături, podoabe și flori. Nu vor lipsi atelierele de creație, coronițe și cusături românești. De asemenea, cei care vor veni la muzeu îmbrăcați în ii vor avea intrarea gratuită. Pentru că ne-a fost dor de publicul românesc și nu numai, ne-a fost dor de public în general, noi ne-am gândit că în ziua de sânziene, cine vine la muzeul satului îmbrăcat în ie și respectiv cămașă românească, să aibă intrare gratuită. Iată, deci facem un cadou acestor vizitatori dornici de a purta ie și cămașă românească. Am pregătit ateliere de împletit coronițe de sânziene, pe care evident le pot păstra, cu care pot pleca acasă copiii și familiile și membrii familiilor, dar și atelier de cusături românești, realizate pe etamină și diverse alte materiale, tocmai în ideea ca să încurajăm oamenii și familiile și copiii să își confecționeze chiar acasă o ie sau o cămașă românească, pe care s-o poartă, evident, la Muzeul Satului. În ziua respectivă mai avem și un târg al meșterilor populari, dar este un târg tematic și mă refer aici la ii, cămăși, țesături de interior, de exterior, miere și flori. Sărbătoarea din 24 iunie mai este cunoscută în popor și sub numele de Drăgaica. Ziua Internațională a Iei este sărbătorită din anul 2013, la inițiativa comunității online La Blues Roman.